Ce înseamnă servicii standard? Ce înseamnă servicii excelente? Ce înseamnă să faci ceea ce îți scrie în fișa postului în relația cu clienții? Ce înseamnă să faci mai mult? În urmă cu câteva săptămâni am fost solicitat de către unul din clienții mei să îi organizez o sesiune pe o temă arhicunoscută și anume customer service. La întrebarea pe care am adresat-o, ce vă face să vă gândiți la o astfel de temă, iată ce mi-a spus clientul. Vali, știu că nu mă pot bate în preț cu competitorii. Ne-am uitat foarte atent la piață și ne-am gândit în condițiile în care la preț nu putem să lucrăm și nici nu ne dorim să lucrăm, ce ne-ar putea diferenția? Ce ar putea face ca piața să se uite în continuare la noi și să crească până la urmă vânzările noastre. Și în urma discuțiilor pe care le-am avut cu oamenii noștri și a cercetărilor pe care le-am făcut în piață, am constatat că serviciile ne pot diferenția, pot face o diferență. Iată de ce mi se pare important, pornind de la acest aspect, să povestim astăzi despre ce înseamnă excelență în customer service. Pentru că întrebându-l pe clientul meu ce își dorește cel mai mult în urma sesiunii de care vă povesteam, a spus că își dorește să stabilească un etalon, un standard pentru piață prin serviciile pe care le oferă. În așa fel încât clienților să le fie drag să cumpere de la compania lor și mai mult decât atât să continue să le rămână clienți și să crească portofoliu. Pentru că până la urmă, excelența în customer service nu face altceva decât să aducă pentru organizație și pentru oamenii din organizație clienți care semnează contracte, cumpără, clienți care plătesc la timp, clienți care revin și clienți care recomandă. Pentru că nu trebuie să uităm că recomandările sunt sângele unei afaceri. În continuare, aș vrea să povestim un pic despre ce înseamnă excelență în customer service, în serviciile pe care le oferim clienților. Un exercițiu pe care îl fac foarte des în sesiunile mele, care au ca tematică aceste servicii pe care le oferim clienților, este ce înseamnă servicii standard, ce înseamnă servicii excelente. Ce înseamnă să faci ceea ce îți scrie în fișa postului în relația cu clienții, ce înseamnă să faci mai mult. Și am avut destule exemple în cariera mea, atât în vânzări, în relațiile cu clienții, cât și în activitatea de trainer. Am avut destule exemple în care oamenii cu care am lucrat au spus că serviciile au făcut diferența și faptul că au încercat să atingă această excelență în serviciile pe care le oferă a făcut diferența. Mi-aduc aminte de începuturile mele în cariera de om de vânzări. Și știu că atunci când clienții mei semnau un contract de asigurare de viață, pentru că în asigurare de viață am început cariera, atunci când duceam polița, le duceam clienților și o sticlă de șampanie. Era un obicei pe care îl aveam în agenția în care lucram. La început am fost intrigat de obiceiul ăsta și am întrebat managerul meu, dar așa facem, că n-am citit în niciun curs, sau n-am învățat în niciun curs că așa ar trebui. Știu că trebuie să duc polița la client. Iar managerul meu mi-a răspuns un singur lucru. O să vezi că niciunul dintre clienții tăi nu se așteaptă la asta. Și e foarte important care e reacția clientului și să înțeleagă că suntem acolo pentru ei. Și într-adevăr exact așa a fost. De fiecare dată când mă duceam cu polița la câte un client și ofeream șampania, prima reacție a clientului era, dar de ce nu mă așteptam la asta? Și răspundeam într-un singur fel, e ca să sărbătorim relația de parteneriat pe care urmează să o avem. Mi se pare că ați făcut o alegere foarte bună și vrem să vedeți asta în ceea ce înseamnă relația cu noi pe parcursul contractului. Și e unul dintre exemplele pe care le am vis-a-vis de ceea ce înseamnă excelența în customer service. Pentru că de fiecare dată când întrebam clienții noștri ce apreciază cel mai mult la noi, unul din lucrurile care ieșea în evidență era grija pe care le purtam. Aveți grijă de mine mai bine decât mă aștept.
Iar asta înseamnă excelență. Excelența asta de care vă povestesc se bazează pe un cuvânt foarte important la care clienții țin, și anume promisiune. Promisiunile sunt peste tot în relația clientului cu voi și cu organizația din care faceți parte. Clientul regăsește promisiuni pe materialele publicitare, atunci când compania spune că îți oferă livrare gratuită sau atunci când compania spune că e cel mai ieftin de pe piață. Promisiuni regăsește clientul și în discuția pe care o aveți cu ei, față în față, atunci când le spuneți că sunteți transparenți sau că răspundeți prompt la solicitările lor. Și la fel, promisiuni găsește și în condițiile contractuale și în condițiile de afaceri pe care le stabiliți cu ei. De-a lungul timpului am fost pus atât în ipostaza de persoană care oferă servicii celorlalți, cât și în ipostaza de client. Și am constatat împreună cu clienții mei, de ce nu, 5 elemente cheie care te ajută, care vă ajută să atingeți mai ușor excelența în customer service. Și acestea sunt: cunoașteți foarte bine clientul, răspunde rapid la solicitările lui, repară greșelile, fă mai mult decât se așteaptă clientul și gândește relația cu clientul pe termen lung. Și o să le luăm pe rând. La ce se referă acest cunoașteți clientul? Este mai mult decât ai cunoaște nevoia. Înseamnă să ții minte aspecte importante pentru client, înseamnă de ce nu să ții minte o zi de naștere, să ții minte ce pasiune are clientul sau poate ce interese are. În așa fel încât în momentul în care porți o discuție cu el, faptul că faci referire la acestea nu arată decât că ai grijă de el și pentru tine e important și el ca persoană, nu doar client. Răspunde rapid. Ce înseamnă asta? Înseamnă pur și simplu să fii cât se poate de prompt la solicitările clienților. Știu o organizație care promitea clienților în materialele publicitare timp de răspuns la solicitare în 24 de ore. Ei bine, în majoritatea covârșitoare a situațiilor, angajații respectivei companii sunau clientul în 15-20 de minute de la momentul la care făceau solicitarea. Care era reacția clienților? Nu mă așteptam la așa ceva. Foarte tari. Sunteți tari dacă puteți să faceți chestia asta. Rezultatul? Era mai ușor să lucreze cu ei și evident că și clientul venea în întâmpinarea solicitărilor companiei. Elementul numărul 3. Repară greșeli. Știm cu toții că avem reclamații din partea clienților. Reclamația e un cadou. Poate fi privită ca un cadou de către tine și de către organizația ta sau poate fi privită ca un punct slab. De ce ar fi un cadou? Atâta vreme cât îi arăți clientului că repar greșelile pe care ți le aduce în atenție și mai mult decât atât te și întorci către el cu răspunsul la aceste solicitări, nu face altceva decât să crească încrederea în tine și clientul vede că într-adevăr îți pasă de el, ai grijă de el. Am spus că un alt element este fă mai mult, fă ceva neașteptat și aici vorbim de fă ceva neașteptat de bine, da? Neașteptat în bine. Poate să fie și surprize plăcute și surprize neplăcute, dar știm cu toții că tuturor ne plac surprizele plăcute. Gândește-te care e acea surpriză plăcută care l-ar putea face pe client să aprecieze și mai mult relația cu tine. Că e acea șampanie de care vorbeam mai devreme, că e un telefon de la mulți ani, că e vorba de acea șampanie de care vorbeam mai devreme, sau că e vorba de un simplu telefon de la mulți ani către client, aceste două elemente poate să facă diferența. Și nu în ultimul rând, câtă vreme gândești pe termen lung relația cu clientul, asta te va obliga, dacă vrei, să te gândești foarte bine care sunt serviciile pe care le oferi clientului și cum faci ca experiența clientului pe parcursul relației cu tine să fie una deosebită, care să-l facă să spună: ești primul om la care mă gândesc atunci când am nevoie de ceva în domeniul tău. De ce toate lucrurile astea? Pentru că, iată, pot fi făcute eforturi mărunte, eforturi mici, care să facă diferența într-o piață, într-o lume în care oamenii se uită din ce în ce mai mult la servicii și din ce în ce mai mult la felul în care sunt tratați. Și știm cu toții că oamenii stau alături
de cei care îi tratează bine, de cei cărora le pasă de ei, de cei care au grijă de ei. Și în ultimul rând, pentru că un client mulțumit, un client foarte mulțumit, cumpără, plătește la timp, revine și te recomandă altora.